Din punctul meu de vedere, a fost o săptămână bună, mulțumitoare, dar mereu este loc de mai bine. Mi-aș fi dorit să câștig astăzi, să pot să o bada pe Solia. Ultimele două dăți împotriva ei, meciurile au fost la fel. M-a condus, am revenit, dar din păcate m-a învins. Au fost niște meciuri pe mâncare de cuțit la mine din primul tur. Adversara m-a condus cu 2-1-7-1, o adversoară mică și da, nu o cunoșteam și la mine este regulă. Dacă nu cunosc pe cineva cum joacă, după aceea îmi intru mai greu în formă. Și după care a urmat meciul cu Pavade, care recunosc că mi-a cam dat bătaie de cap, m-am chinuit până să citesc jocul. E o jucătoare foarte bună, vârsta ei 16 ani, a demonstrat că este unde este, s-a calificat la Tokyo. Meciul cu Kalberg, la fel. Nu știam, doar din auzite, cum joacă de la cele mici, de la junioare. M-am interesat, am vizionat video, am făcut analiză și mi-a ieșit. Chiar dacă după 2-0 pentru mine m-am relaxat, după 2-2 am reușit ca să mă adun să câștig. Meciul cu Winter, mereu meciul împotriva ei, e așa cum a fost, cu raliuri, cu topspin. Și țin minte că ultima oară împotriva ei am jucat în 2016 la Europene, la Budapesta, unde la fel a fost meciul. M-a condus 1-0, 1-1, 2-1, adică este mereu acolo, dar mă bucur că am putut să revin mereu și să câștig. Meciul de astăzi, da, e un meci cu urcușuri și coborâșuri, pot să zic așa. Da, a avut 2-0, am revenit, trebuia să am eu 3-1, în setul 2 am condus 10-7, după care la 2-2 am condus 7-4 și am pierdut 11-9. Îmi pare rău că n-am putut să fac mai mult. Poate dacă era pentru mine 3-2, era altfel situația. Aceste meciuri le iau ca pe o verificare pentru Tokyo. Sper și îmi doresc ca la Tokyo să fim într-o altă formă, mai bună decât aici. Și da, lockdown a fost pentru toți. Fiecare a gestionat cum a putut. Pentru unii poate a fost bine, pentru alții poate nu. Pentru Tokyo, eu zic că aceste meciuri de verificare, cum le numesc eu, au fost destul de bune, însă, dar repet, mi-aș dori ca la Tokyo să fie altfel. Și scrie-mi, dacă nu simți presiune, nu ești de jucător profesionist. Eu așa o gândesc. Trebuie ca să simți că ai de dus meciul în spate. Trebuie ca să știi ca să gestionezi. Eu zic dacă presiunea cea mai mare ți-o pui tu ție ca sportiv. Per total, pentru săptămâna asta, ce notă ți-ai dat ca și evoluție? 10!